veste bună pentru cei care nu au fost încă în vacanță la mare sau poate își doresc un al doilea concediu în acest an, dar cu bani puțini. A fost lansat și în 2018 programul Litoralul pentru Toți, adică puteți merge în vacanță la Marea Neagră și să plătiți prețuri cu până la 70% mai mici decât într-o lună de vară. Concret, un sejur de o săptămână luat prin Litoralul pentru Toți costă între 150 și 600 de lei. Programul se derulează în perioada 2-30 septembrie. Acest program social este destinat turiștilor care își doresc o vacanță la malul mării la sfârșitul sezonului, pentru care pot aloca buget foarte mic, comparativ cu bugetele pentru sejururile petrecute în lunile iulie și august. Tarifele practicate în programul special Litoralul pentru Toți sunt mai mici, cu până la 70% față de cele din vârf de sezon. Pentru a veni în sprijinul turiștilor, lansarea acestei ediții beneficiază de aceleași tarife ale ediției de primăvară 2017, nemodificate în ultimii 6 ani, deși costurile utilităților au suferit în toată această perioadă majorări de peste 60%, iar în unele cazuri chiar s-au dublat. Începând cu această ediție, biletele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță, se arată într-un comunicat de presă al Federației Patronatelor din Turism. 54 de hoteluri de la malul mării s-au înscris în programul Litoralul pentru Toți. În total, sunt câte 3.000 de locuri disponibile pentru turiști în fiecare dintre cele 4 serii pregătite pentru programul din acest an. În total, 12.000 de turiști se vor relaxa în această toamnă la malul Mării Negre. Sejururile se pot cumpăra din agențiile de turism. Singura problemă în acest moment o reprezintă lipsa forței de muncă. Hotelierii și reprezentanții restaurantelor se plâng că sunt nevoiți să refuze programări pentru că nu are cine să îi întâmpine și să îi servească pe turiști.